Activarea focului coccigian. Vortexul coccigian. Vortexul coccigian se află în regiunea coccigiană. El este vortexul de bază și poate fi privit ca rădăcina dezvoltării spirituale. Așa precum uterul mamei oferă condițiile de bază pentru dezvoltarea embrionului, așa și vortexul coccigian este punctul de plecare de la care pornim pe drumul spiritual. Vortexul coccigian este fundamentul pe care îl folosim pentru a urca pe scara spirituală a vortexurilor. Din acest motiv și pentru că se află în punctul cel mai de jos al coloanei vertebrale, el poartă numele și de vortexul de bază. Toți admiră florile și frunzele unei plante, însă numai puțin acordă atenție rădăcinii, care își are sălașul în întunericul subsolului. Cu toate acestea, rădăcinile sunt fundamentul plantelor, deoarece plantula își obține hrana cu ajutorul rădăcinii și în felul acesta crește. Iese din pământ la suprafață, crește în continuare spre cer, înflorește și dă rod și semințe. În regiunea coccigiană rezidează focul coccigian, care se află în stare potențială, deci el nu este încă activat. Prin activarea acestui potențial, deci prin aprinderea focului coccigian, ne putem îndrepta spre lumina cunoașterii adevărate, pentru a putea dobândi împlinirea sinelui și deci pentru a ne duce la îndeplinire sensul existenței noastre. În regiunea coccigiană rezidează frica. Toate fricile omului, precum frica de moarte, de îmbolnăvire, de sărăcie, de pericole, etc., apar în această regiune. Fricile apar datorită faptului că vârtejul energetic din regiunea coccigiană nu funcționează sau funcționează incorect. Activarea vortexului energetic din regiunea coccigiană duce la eliminarea tuturor fricilor și la vindecarea totală a organismului. În această regiune se află o energie pe care eu o denumesc focul coccigian, iar indienii o numesc kundalini. Numesc această energie focul coccigian deoarece, odată activat vortexul coccigian, ea se manifestă ca o căldură care apare pe spinare în imediata apropiere a coloanei vertebrale. Uneori, această energie se manifestă și ca o furnicătură care se mișcă de-a lungul coloanei vertebrale. Îți voi descrie modalitatea cea mai eficientă de activare a focului coccigian. Focul coccigian este o energie foarte puternică, cu care nu este bine să te joci. De aceea, este bine să nu exagerezi, ci să-l dezvolți în timp puțin câte puțin. Cu alte cuvinte, la început este bine să rămâi cu focul coccigian numai câteva secunde, atât cât să simți că poți să reziști, ca mai apoi să crești durata activării lui. Pentru a activa această energie, te așezi în postura eroul. Postura eroul. Mod de execuție. Îngenunchează pe podea, cel mai bine pe o pătură moale pentru a proteja mai bine genunchii, tibia, fluierul piciorului și picioarele cu coapsele așezate perpendicular pe podea.
părțile interioare ale ambilor genunchi sunt alipite. Așează-te pe picioare și după o mică pauză, respiră adânc. Du-ți capul puțin pe spate și mâinile la spate. Trupul este înclinat spre spate. Cu o mână apucă cele patru degete, degetele arătător, cel mijlociu, cel inelar și cel mic, de la cealaltă mână. Încordează mușchii trunchiului cât poți de tare. Concentrează-te asupra coccisului. Efecte corporale. Întinde pelvisul, coapsele, genunchii, gleznele și laba picioarelor. Îmbunătățește circulația sanguină. Destinde gambele. Întărește arcele picioarelor și ameliorează plactisul. Îmbunătățește digestia. Executată în mod regulat și pe termen lung, conduce la vindecarea completă a trupului. Efecte mentale. Crește forța mentală de a înfrunta primejdiile. Crește îndrăzneala în manifestarea convingerilor. Crește fermitatea în acțiuni. Distruge în mod total frica. Efecte pranice. Aprinde focul coccigian. Ajută la activarea celorlalte vortexuri energetice din trupul uman. Explicații. Focul coccigian se aprinde numai după efectuarea regulată și pe termen îndelungat a meditației. Recomand să meditezi zilnic cel puțin o oră înainte de răsăritul soarelui și încă o oră după apusul soarelui. Dacă te afli la începutul drumului spiritual, este posibil să nu poți aprinde focul coccigian. Cu toate acestea, îți recomand să execuți postura eroul în fiecare zi. Focul coccigian se manifestă ca o încălzire, respectiv o fierbințeală a spatelui. La început îl vei resimți ca o căldură a cărei temperatură va crește și se va transforma într-o fierbințeală. În momentul în care resimți această fierbințeală ca fiind insuportabilă, este bine să încetezi exercițiul. Prin ieșirea din această postură, focul coccigian va dispărea instantaneu. Focul coccigian se activează și după practicarea regulată și pe timp îndelungat a meditației luminii. În timpul acestei meditații, focul coccigian este mai blând, în sensul că temperatura lui se ridică mai încet decât prin practicarea posturii eroul. Postura eroul o poți folosi ca un impuls suplimentar în vederea activării focului coccigian. Împământarea. Introducere. Împământarea este o tehnică foarte simplă, dar foarte eficace. Ea se poate practica prin simpla plimbare în picioarele goale pe suprafața pământului, indiferent dacă această suprafață este formată din pământ, iarbă, nisip sau alte structuri naturale. Pe suprafața planetei Pământ există un câmp electric încărcat cu sarcină electrică negativă. Atunci când trupul uman se află în contact direct cu Pământul, pe timpul plimbării, șederii sau prin culcarea trupului pe Pământ, electronii din Pământ pătrund în organism, aducându-l la același potențial electric ca și Pământul. Având tot timpul contact cu pământul, trupul se împământează și în felul acesta au loc schimbări fiziologice și electrofiziologice, favorabile unei sănătăți optimale. Există deja o știință emergentă care certifică faptul
că împământarea este favorabilă sănătății și foarte sigură. Împământarea pare să minimalizeze consecințele expunerii la câmpurile dăunătoare care produc poluare electromagnetică. În momentul în care corpul uman are contact direct cu pământul, energia electrică înmagazinată în pământ conduce la echilibrarea sistemului nervos simpatic și parasimpatic. Câmpul electric al pământului este esențial pentru funcționarea adecvată a sistemului imunitar, a circulației sanguine, a sincronizării bioritmului și a altor procese fiziologice. Rezultatele cercetătorilor recente indică faptul că energia electrică a pământului are efecte asemănătoare cu cele ale antioxidanților, care apără organismul uman de efectele dăunătoare ale unor molecule denumite radicali liberi și, deci, protejează organismul împotriva inflamațiilor. Știința modernă a confirmat faptul că împământarea conduce la eliminarea inflamațiilor, a bolilor cronice, a celor care apar la îmbătrânire și la încetinirea îmbătrânirii. Oamenii au avut dintotdeauna contact cu pământul. Numai de puțin timp, produsele ca, spre exemplu, cele din asfalt, lemn, țesături folosite la fabricarea covoarelor și plastic folosit la fabricarea pantofilor ne separă de pământ. Tehnica împământării a fost folosită de toți strămoșii noștri pe o perioadă de mii și mii de generații. Pantofii și sănătatea. Materiale precum unele metale sunt bune conductoare de electricitate. Acestea conțin electroni liberi sau mobili care pot transporta energia electrică dintr-un loc într-altul. Trupul uman este și el bun conducător de electricitate, deoarece conține un număr mare de ioni care sunt în fapt atomi care au o sarcină electrică și se găsesc în fluidele ce circulă prin corpul uman. În consecință, electronii liberi sau cei mobili se pot mișca în interiorul corpului uman. Alte materiale, numite izolatoare electrice, dețin numai câțiva electroni liberi sau mobili. Plasticul și cauciucul, spre exemplu, sunt buni izolatori electrici și sunt utilizați pentru a înveli firele electrice în vederea prevenirii contactului dintre fire și a celui dintre fire și pielea omului, deoarece acest contact ar provoca o descărcare electrică. În mod tradițional, pantofii sunt confecționați din piele, iar pielea este un material care poate conduce curentul electric și deci permite transportul de electricitate dintre pământ și picioare. Pantofii moderni au de obicei talpă confecționată din plastic sau cauciuc. Plasticul și cauciucul sunt izolatori electrici și de aceea aceștia blochează fluxul de electroni care s-ar putea scurge de la pământ spre trup. De aceea, acești pantofi nu sunt benefici pentru sănătatea omului. Tipuri de electricitate care influențează împământarea. Există trei tipuri de energie care, în cadrul împământării, se scurg dinspre pământ, înspre trupul uman. Curentul continuu, curentul alternativ, energia statică. Toate aceste forme de electricitate se află în mediul înconjurător și pot să influențeze trupul uman. Curentul continuu este o mișcare de sarcini electrice într-un singur sens, printr-un mediu oarecare.
El este produs de baterii electrice, termocuple, celule electrice solare și dinamuri. Imaginează-ți că un bec este cuplat la cei doi poli ai unei baterii. În momentul în care acest bec este cuplat la polii bateriei, reacțiile chimice din baterie creează un curent care face ca electronii să se scurgă spre bec, iar becul transformă energia electrică în lumină. Câmpul electric se propagă înspre bec atât de rapid încât putem spune că el se propagă instantaneu, în timp ce electronii se mișcă încet. Ei se mișcă cu o viteză de cam 7,5 cm pe oră. Curentul alternativ este o formă a curentului electric. Sensul acestui curent electric se schimbă periodic, spre deosebire de curentul continuu, al cărui sens este unidirecțional. Curentul alternativ este forma de electricitate care este livrată locuințelor și întreprinderilor. El este folosit atunci când consumatorii își conectează, spre exemplu, aparatele din bucătărie, televizoarele și lămpile electrice la priza electrică. Acest curent electric este produs de generatoare electrice și este distribuit prin fire ce sunt montate suprateran sau subteran. Spre deosebire de curentul continuu, fluxul de electroni din curentul alternativ este în fapt zero, deoarece majoritatea electronilor se mișcă înainte și înapoi. În Europa, el se mișcă de 50 de ori pe secundă, iar în America de Nord de 60 de ori pe secundă, fără a avansa pe fir. De aceea, pe un cablu obișnuit pe care circulă curent alternativ, electronii nu circulă dintr-o parte în cealaltă parte, ci vibrează înainte și înapoi, pe o distanță de aproximativ 100 de mii din 2,5 cm. Aceasta înseamnă că electronii din instalația electrică din cadrul sectorului casnic sunt probabil aceiași care vibrau pe timpul când casa a fost construită. În contrast cu curentul continuu, în cadrul căruia electronii se mișcă de la un pol la altul, curentul alternativ creat de un generator nu constă în trimiterea electronilor de la generator înspre sectorul casnic și înapoi, ci din faptul că electronii vibrează înainte și înapoi. Energia electrică circulă cu o viteză aproximativ egală cu viteza luminii. Acest lucru este important de reținut, deoarece există concepția greșită conform căreia electronii ce pleacă de la o centrală electrică pentru a crea electricitate în sectorul casnic, în școli și în biroul, ar trebui să se reîntoarcă la centrala electrică pentru a se crea electricitate în continuare. Această opinie este greșită, deoarece nicio lege a fizicii nu cere ca un electron trimis de un generator de curent alternativ să se reîntoarcă la generator pentru a crea în continuare electricitate. Mai există opinia conform căreia companiile care se ocupă cu generarea, transportul și distribuția curentului alternativ au început să folosească pământul ca o parte a circuitului electric pentru a economisi costurile din ce în ce mai ridicate ale cablurilor. Aceste costuri cresc datorită creșterii cererii de electricitate de pe piață. Această opinie nu este corectă și induce în eroare. Ea conduce la credința că plimbarea de sculți te-ar putea conecta la sistemul de distribuție al curentului electric și aceasta ți-ar electriza corpul cu curent alternativ. În fapt, codul tehnic al rețelelor electrice de distribuție din România
nu permite conectarea unui sistem electric direct la pământ. Cu alte cuvinte, pământul nu trimite curent înapoi la generatorul de curent electric. Sistemele electrice sunt împământate pentru a proteja împotriva fulgerelor sau a altor evenimente extraordinare. Branșamentul electric, conexiunile electrice și sănătatea. Branșamentul electric este instalația de joasă tensiune formată din circuitul electric care face legătura dintre rețeaua de joasă tensiune a furnizorului și instalația electrică a consumatorului. El este destinat alimentării cu energie electrică a consumatorului și se extinde de la rețeaua electrică a furnizorului până la contorul consumatorului. Conexiunile electrice din sectorul casnic reprezintă instalația electrică utilizată de consumator și care pleacă de la contorul electric. Branșamentul electric și conexiunile electrice din sectorul casnic și din clădiri acționează ca o antenă care poate transmite și recepționa atât câmpuri naturale cât și câmpuri artificiale de natură electromagnetică. Multe tehnologii produc câmpuri electromagnetice. Antenele releu de telefonie mobilă, rețelele de comunicații fără fir, Wi-Fi, routerele fără fir, televiziunea prin satelit și telefoanele fără cablu. Diverse aparate introduc în câmpul electric din circuite oscilații rapide și de scurtă durată, în special când aparatele electrocasnice sunt anclanșate și declanșate. Pentru a exemplifica acest fenomen, voi folosi anclanșarea și declanșarea frigiderului sau a aparatului de climatizare a vecinului tău. Anclanșarea și declanșarea produc oscilații rapide, care circulă prin conexiunile electrice din sectorul tău casnic. Prin aceasta, în atmosferă, va iradia un semnal din cauza faptului că aceste conexiuni electrice acționează ca și o antenă. Numeroasele semnale și distorsiuni de acest fel se însumează la curentul alternativ, ceea ce creează așa numita electricitate murdară. Există presupunerea că electricitatea murdară ar avea efecte negative asupra sănătății. În acest moment există dezbateri considerabile pe această tematică. Unii oameni par a fi foarte senzitivi la câmpurile electromagnetice și se pot îmbolnăvi dacă sunt expuși acestor câmpuri. Unii susțin faptul că utilizarea de filtre care să rețină electricitatea murdară poate apărea corpul uman de îmbolnăvirea care ar putea să apară datorită expunerii la acest tip de electricitate. Câmpurile provocate de curentul electric alternativ sunt prezente peste tot în mediul înconjurător. Ele iradiază din conexiunile electrice chiar și atunci când prin aceste conexiuni nu se scurge curent electric. În consecință, este imposibil să previi cu ajutorul unui filtru expunerea la câmpurile electrice și la perturbațiile acestuia provenite de la aparatura electrocasnică. În anul 2010, Frank DeVos de la Universitatea din Manchester pentru sănătatea profesională și ecologică din Marea Britanie a afirmat că la acea dată exista numai 7 studii publicate ce susțineau că electricitatea murdară este un component activ din punct de vedere biologic din cadrul poluării electromagnetice deja existente. Fiecare dintre aceste studii ar fi avut vicii metodologice semnificante în cadrul proiectării experimentale,
în judecarea rezultatelor și în analiza statistică. Frank de Vos a concluzionat că viciile din aceste studii au împiedicat validarea legăturii dintre expunerea la electricitatea murdară și efectele adverse. Alte câteva studii, în cadrul cărora s-au folosit numai câteva persoane, sugerează că există beneficii de sănătate în cazul utilizării filtrelor. Măsurarea tensiunii electrice a corpului uman. Un aparat de măsurare a tensiunii electrice existente în corpul uman poate și arăta cantitatea de electricitate acumulată de corpul uman atunci când este întins în pat sau stă pe scaun, dar și cantitatea de încărcătură electrică care se pierde prin împământare. Un terminal se poate cupla la corpul uman prin atingerea sa cu degetul. Celălalt terminal este cuplat la un levier de metal înfipt în pământ sau la o împământare bună a unui sistem electric. Aparatul de măsură trebuie să aibă capacitatea de a măsura potențialul curentului electric alternativ dintre pielea ta și suprafața pământului. Beneficiile împământării asupra sănătății. Cea mai importantă consecință a împământării este aceea că trupul uman se încarcă cu electronii din pământ. Cercetările și ipotezele științifice indică înspre o conexiune evidentă dintre procesul de inflamare și transferul de electroni. Trupul uman a dezvoltat un mijloc de a extermina bacteriile, și anume prin utilizarea speciilor reactive de oxigen. Aceste specii sunt distribuite de celulele sanguine pe o parte a rănii respective. Cu toate că speciile reactive de oxigen sunt foarte eficiente pentru a rezolva această sarcină, speciile reactive de oxigen sunt foarte reactive din punct de vedere biologic și poate vătăma țesuturile sănătoase din organismul uman. Speciile reactive de oxigen sunt de obicei molecule încărcate pozitiv, ce necesită a fi neutralizate imediat pentru a preveni intrarea lor în țesuturile sănătoase. Acesta este unul dintre motivele majore pentru care trupul uman are nevoie în mod abundent de electroni. Astaxantina este un antioxidant extras din alga unicelulară de apă dulce, Haematococcus pluvialis. Acest antioxidant se regăsește, de asemenea, în mai multe tipuri de fructe de mare, inclusiv somon, păstrăv, dorada roșu, creveți și homar, precum și de la păsări, cum ar fi flamingo și prepeliță. Astaxantina există sub formă de supliment alimentar. Acest supliment alimentar și alimentele cu astaxantina ajută întrucâtva, însă un supliment regulat de electroni din pământ pot face același lucru, ca și astaxantina. Natura a rezolvat această problemă prin furnizarea unui sistem conductiv existent în trupul uman, care livrează electronii prin picioare spre toate părțile corpului. Acesta este mecanismul natural care a funcționat de-a lungul întregii existențe umane. Sarcinile electrice încărcate negativ au fost întotdeauna la dispoziție, mulțumită pământului pentru a preveni ca procesul inflamatoriu să dăuneze țesuturile sănătoase. Acest mecanism natural nu a mai funcționat în mod optimal atunci când oamenii au început să poarte pantofi cu talpă din cauciuc sau de plastic și când ei nu au mai dormit în contact direct cu pământul.
O multitudine de măsurători ale stresului fiziologic a arătat că cel care este împământat este mai puțin stresat și mai relaxat. Aceste măsurători au demonstrat comutarea trupului uman de la sistemul nervos simpatic la cel parasimpatic, reducerea tensiunii din mușchi și o creștere a variabilității frecvenței cardiace. Notă explicativă. Variabilitatea frecvenței cardiace este acea capacitate a unui organism care permite schimbarea frecvenței ritmului cardiac. Aceste schimbări ale ritmului cardiac au loc chiar și în stare de repaus. Un organism sănătos ajustează frecvența ritmului cardiac în continuu, în funcție de necesitățile momentane. Efortul fizic sau probleme psihice conduc de obicei la o mărire a frecvenței cardiace. Însă, în cazul relaxării, frecvența cardiacă se reduce la normal. Capacitatea organismului de a se adapta la necesitățile momentane este cu atât mai mare cu cât VFC este mai mare. Indiferent dacă împământarea reduce sau nu reduce efectele expunerii la câmpurile produse de electricitatea din mediul ambient, studiile științifice atestă în mod ferm că împământarea nu stresează, ci reduce stresul din trupul uman. Mulți oameni susțin că atunci când practică împământarea, foarte multe suferințe și boli, spre exemplu oboseala cronică, dispar sau sunt ameliorate. Încărcarea trupului prin împământare este rapidă și apare în circa 30 de minute. Foarte mulți oameni care au avut țesuturi inflamate sau au avut boli autoimunitare și care au practicat împământarea, susțin că împământarea le-a adus beneficii pentru sănătate. Corpul uman a fost în trecut tot timpul în contact cu pământul și de aceea, pentru a se menține sănătos, el are nevoie de a menține acest contact natural. Aprovizionarea corpului în mod constant cu electroni liberi prin intermediul împământării ajută la reducerea inflamațiilor. Inflamațiile sunt recunoscute ca fiind unul dintre factorii principali ce contribuie la îmbătrânirea prematură și la apariția bolilor cronice. Mersul de sculți dezvoltă simțurile umane. Strămoșii noștri, care trăiau în caverne, mergeau de sculți pe nisip, iarbă, lemn și pietriș. Din cauza faptului că noi purtăm tot timpul pantofi, ne lipsesc experiențele senzoriale ce apar în acest proces. Stimularea tălpilor de la picioare transmite informații spre alte părți ale trupului. Pe tălpile picioarelor există o multitudine de puncte de presopunctură și terminații nervoase, care nu se pot stimula din cauza pantofilor. Când ne dăm pantofii jos din picioare, sistemul nostru nervos poate explora mai multe senzații. Când mergi de sculț, trebuie să fii mai grijuliu, mai conștient și mai prezent în momentul respectiv, deoarece trebuie să te uiți pe unde mergi. Aceasta face ca mersul din subconștient să se transforme în mers conștient, ceea ce te face mai conștient de tine însuți. Mersul de sculț stimulează punctele de presopunctură și nervii de pe tălpile picioarelor, ceea ce conduce la vindecarea organelor interne. Mersul de sculț conduce și la un echilibru, o stabilitate și o ținută a corpului mai bună. Mușchii picioarelor noastre sunt mai slabi decât cei ai strămoșilor noștri, din cauza faptului că noi purtăm pantofi și ne mișcăm deseori pe suprafețe moi, astfel încât picioarele nu pot deveni atât de flexibile și puternice ca și cum au fost odată. Aceasta conduce la o ținută falsă a corpului,
din cauza faptului că ne încredem în alți mușchi pentru a efectua ceea ce ar fi trebuit să facă mușchii picioarelor. Mușchii slabi ai picioarelor pot cauza o ținută rea a corpului, care conduce la dureri în spate, la gât și chiar la genunchi. Aceste dureri sunt cauzate de pantofii care deplasează corpul de la aliniamentul postural natural. Când începem să mergem, să alergăm, să ne jucăm pe pământ desculți, începem să ne facem gleznele, picioarele și degetele de la picioare mai puternice, ceea ce ne oferă un echilibru, o stabilitate și o ținută mai bună.